MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. Înainte să începem videoul, este timpul pentru o nouă mică promovare. Este vorba despre FIFA End 111, care face, bineînțeles, videouri cu FIFA. Iată, aici are o grămadă de videouri cu FIFA. Face și Rocket League, deci un alt joc cu fotbal. În mare parte văd că se bazează pe astfel de jocuri. Da, iată aici, mult FIFA 16, după cum am spus. Are o grămadă de videouri, are serie cu cu Hamburg, dacă nu mă înșel. Da, dacă sunteți interesați în astfel de content, aveți canalul lui în descriere, pe primul rând, bineînțeles, și dacă vreți și voi promovare, mă contactați pe pagina de Facebook și să înceapă videoul. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Carieră cu Fiorentina. Astăzi o să avem returul cu Liverpool. Liverpool, o echipă foarte bună, ne-a pus probleme, doar un 1-1 în meciul trecut, dar cred că ne putem califica. Până atunci o să avem de simulat meciul cu Palermo, echipa de pe locul 12 în campionat, în Serie A. Bag din nou echipa de rezervă, celebrul atac Munir Aiborigi. Și God damn it. Da, minutul 7 înscrie Kocev sau cine dracu e ăla, n-am auzit de el în viața mea. De wow, l-au pe Embolo, e acel Embolo la ăștia? Ce cauți mă la Palermo? Hai mă, serios, bă. Bă, un gol, echipă de căcat, jucător de căcat, Origi de căcat, că nu poți să cari o echipă, mă, spasti cu pulii. Origi ăsta să îmi bapă dacă dă și el, bă, nici măcar în simulări să nu dai, mă, cu overall ăla, cu 80 overall. Dă un slăboț de treabă. Origi, o să te duci dracu sezonul viitor dacă o să mai stai eu pe aici. Iată, Kijna aproape face și el 78 overall, Odegaard mai are și el până la 79. Pierdem cu Palermo. Pulă, Palermo, fucking Palermo, dude. Incredibil. Să încep cu așa moral un episod în care trebuie să câștigi meciul pentru a te califica mai departe în Europa League. E absolut fantastic. O să jucăm cu Kijna, nu putem jucăm cu ăla, e obosit. Oh, doamne, toți sunt obosiți ca dracu. Ai de pula mea. Ce ne facem? Programul e prea încărcat, aparent, pentru stamina jucătorilor mei. Senzație, nu alta. Ok. Băgăm din nou cea mai bună echipă în teren, aproape în afară de Sandro. Sandro o să fie pe bancă, Babuescu, ești dracu de aici. Camat și al băgăm. Oh, Jonathan Tah, bă, stai mă, nu de ner. Tah, mă, că e în formă, el dracu, băgăm. Sportiello și el în poartă, ca de fiecare dată, bineînțeles. N-a mai crescut, a rămas la 7-7 overall. Dar o să crească el cât de curând. Meniul merge ca dracu să-l ia. Și bineînțeles la noi acasă se joacă calificarea. 1-1 în tur. La ei acasă am dat un gol pe stadionul lor. Și să înceapă meciul, zic. Pe ploaie, băgați-i pula. O, pleacă ăștia la atac acum. Benteke titular! Bar acolo! Milner, ce șut a trimis! Milner a fost, cred că... Doamne, ce șut a dat ăla! Vai de capul meu, a bubuit bar acolo! Iar acum, hai să dăm și noi replica! Bacali în care... Bacali pe jos, Mignole are probleme! Milner scoate, e peste tot omul ăsta, mă! Ăsta e jucător de echipă, nu glumă! Iată aici, o pasă la cealaltă, Noglu șutează acesta! Și calificarea vine, se aude cum pășește spre noi calificarea. Cealanoglu trimite o bombă acolo, ce înseamnă să ai cam șutor. Bă, de ce ăsta șutează dumnezește? De asta l-am luat eu pe omul ăsta, mă. E absolut fantastic. Uitați-vă numai cât de lejer a trimis mingea asta în poartă. Ajunge aici, creează puțin culoar. De fapt, nici n-a creat culoar, s-a ferit mai mult saco de minge. Șutează briliant acolo Cealanoglu și bineînțeles 1-0. Dacă cei de la Liverpool înscriu în acest moment, o să avem prelungiri la acel scor, la 1-1, bineînțeles, pentru că o să se repete scorul din tur. Iată aici scârte la minge, Klein, foarte bine, Anthony Martial.
Oh, Doamne, foarte bine. Bakic sau nu? Bakic, bine acolo, revine. Minge către Cealanoglu. Poate să fie 2-0 în acest moment. Cealanoglu ratează, nu-i nimeni acolo. Chișna trage penibil, dar a fost offside la Borja Valero. Cealanoglu, Marțial, Bakic. Bakic! Bă, cred că Bakic este faultat și accidentat în acest moment. Sper totuși să nu fie nimic grav. Sturridge acum. Sturridge este acolo, Sportiello. Sturridge înscrie. N-am avut ce să fac. Mi-a fost frică să-l bag și pe Sportiello să intre, să nu facă vreun fault, să fie roșu. Pentru că am mai pățit chestii din astea. În FIFA 16 se dă mai des pentru astfel de chestii. De-aia l-am ținut puțin. Am crezut că o să se precipite ăla, o să facă ceva. Dar n-a fost deloc așa. Mai bine înaintam acolo cu... cu Sportiello. Poate scotea portarul bine. O să fie pericol aici. Oh, Doamne, Milner, pericol mare. Benteke și scoate. Borja greșește, Milner. Ratare imensă. Greșise acolo Valero. Trimisese foarte prost. Intră Thiago. Care Thiago? Alcantara? Asta e că parcă venise la ăștia, din câte țin eu minte. Cum Cealanoglu, care nu prea mai poate. Dăm minge aici la Borja Valero. Trimitem blocaj acesta. Cealanoglu poate încă un șut, de ce nu? Încă un șut briliant! Bar în vinclu! Direct în vinclu, mă, ești nebun? Uai de cap, mă, ce ocazie imensă! Bară, iată, în acest moment Cealanoglu. Omul ăsta e un șutor fantastic. Da, e foarte bine, Jonathan Tah. Minge către Ryder, poate să fie un atac bun aici. Poate să fie atacul calificării, dar... Ryder nu știe să șuteze, aparent. Un șut peste și cele 90 de minute se termină în acest moment. 1-1, intrăm în prelungiri și trebuie neapărat să ne facem o schimbare. Mai avem numai una la dispoziție. Și jucător bun pe bancă, în afară de Iacovenco. Nu prea avem ofensiv, bineînțeles. O să-l schimbăm pe Chișna. Chișna n-a mișcat în meciul ăsta. Pur și simplu degeaba a fost. Foarte bine, Bakic, o recuperare bună. Ryder acolo. Nu o să dau la ăla, la Marțial, pentru că nu prea poate săracu. O să centrez pe jos, este acolo. Este acolo, Iacovenco. Mignole face minuni în poartă în meciul ăsta, aparent. Ai, Lovran, cum a scos mingea aia. Se termină cele 120 de minute. Vin penaltiurile, băieți. N-am mai avut de mult penaltiuri în seria asta, dar iată că vin ele ale dracu aici. Am dominat pe ăștia la șuturi, dar mai mult am tras de la distanță, dacă sunteți atenți. Uitați, cele care n-au intrat pe poartă sau au fost de la distanță, vedeți diferența acolo. La fel și la ei. Iată. Cealanoglu a dat gol și sunt recunoscător pentru asta, dar acu-i... E decisiv, o să-l schimb pe Marțial, o să-l pun al patrulea, îl punem pe Sandro al doilea. Și acum să ne poziționăm pentru penaltiuri. O să bat primul cu Ryder, se mișcă asta atât de repede, dar am dat pe centru. Dau pe partea asta, bun, Ryder înscrie, bravo tinere. O să stau pe centru, o să stau pe centru la Balotelli, am o presimțire că stau să fie prost. Apără Sportiello! Ce v-am spus, bă? Acum o să dau și eu pe centru. Sper că am dat bine. Sandro! Gol! Gol, Sandro! Bravo, bă! Ok, acum o să sar pe stânga mea. Da pe centru, opa! Opa, am dat pe butonul ăla. Iertați-mă. Borja Valero, o să dau pe centru din nou. Nu cred că o să stea asta pe centru. O să dau pe jos, pe centru. Goddammit! Ok, se uită pe dreapta mea. Să mă duc și acolo! Sportiello, serios, dude! Anthony Martial, Anthony Martial! Hulala! Aproape! Sportiello versus Thiago! Mă duc pe partea dreaptă! De pe stânga, animalul! De pe stânga, Iacovenco! Haide, haide, haide! De capul meu, Mignolet, mereu pe minge, dar din fericire scăpăm! Dacă acum dă gol, s-a terminat, serios? Sau ratează? Nu înțeleg. Oh, oh, continuă. Ok. Deci era... Nu știu, n-am înțeles nimic. Deci eu câștigam dacă apăram, să înțeleg. Iacovenc!
Santon, cine era Iacovenco? Nu vine să cred. Dacă acum am scris asta, s-a încheiat. Nu. Sportielo, am încredere în tine. Cea mai a dracu încredere în tine am. Sportielo, te rog. Sportielo, bine! Bă, băiatule, bă! Bachici, te rog, Bachici, te rog, Bachici, te rog. Du visul mai departe, Bachici. Ala-i, tată, tu nu dezamăgești, mă, trăițear. Dacă apăr, s-a încheiat. O să stau pe centru. Nu știu ce, dar cred că Lovran o să dea pe centru. O să stau pe centru. Pe centru, mă. La, ratează Lovran și merge mai departe în Europa League. Am noroc cu Lovran, oricum nu dădea pe centru, deci era gol dacă dădea puțin mai la stânga. Ce emoții, bă. Sportielo și-a făcut treaba, trebuie să fie omul meciului omul ăsta. Sportielo a apărat penaltiul ăla decisiv. Un penalti atât de important, bă, voi realizați, mă, ce a făcut Sportielo aici. Fantastic acest om. Fantastic acest om. Și ne calificăm mai departe după un meci infernal, 5-4 la penaltiuri. Meci pe care eu consider că îl meritam, să-l câștig încă din primele 90 de minute, dar din păcate n-a vrut mingea să intre Mignolet, a fost bun, n-ai cum să zici. Iată, Everton se califică, Spurs se califică, Valencia, Juventus, Napoli eliminată de Schalke. Și aici mă califică, bineînțeles, Bordeaux și cu Sporting. Cred că Bordeaux sau Sporting ar fi cea mai accesibilă. Ar fi cele mai accesibile, că-s două. Chiar dacă am un două, fac cât una din celelalte. Așa și... Haideți să vedem, mă, cu cine picăm, pentru că asta este important în acest moment. Momentul adevărului. Everton, uai. Everton, în sferturi. Picăm cu Everton. O să jucăm în episodul viitor cu ei. Avem de simulat toate meciurile astea din campionat. Nu o să joc cu niciuna, în niciun caz. Joc doar cu primele 7. Și totul o să fie bine. Avem aici de jucat în schimb cu Milan, cu Napoli. Și atât. Doar două meciuri de jucat mai avem în campionat. Acum bine, depinde și de ce se întâmplă în simulări. Pentru că am căzut pe locul 3. Eu vreau să prind loc de Champions League. Dacă nu joc în Champions League, e bine, s-ar putea să ne despărțim de echipa asta. 750.000 de euro, ok. Aib vrea să joace mai mult, cu siguranță o să prindă meci acum, sau cine știe. Avem meci cu Juventus, să sperăm că Alvaro Morata este accidentat sau ceva de genul, numai să nu fie în teren, atât vreau. Asta vreau de la viață și din episodul ăsta, să nu fie Morata acolo. Ok, Aib titular, Origi și Munir, clasic. Oleo, Odegaard, ce-i cu forma aia de autist? Ok, așa. Băgăm echipa tipică de rezervă. Îl băgăm pe Da Cruz, care are formă de popândău. Și cam ăștia sunt. Cam ăștia sunt jucătorii pe care trebuie să mă bazez în acest match. Gongo, așa-l cheamă pe ăsta. Îl schimbăm aici. Floca, catargiu, bun. Bă, știți ce am uitat? Am uitat de jucătorul ăla tânăr. Este că am uitat de jucătorul ăla tânăr. Vai de până, am uitat de jucătorul ăla de la Academie. Să-l bag la antrenamente. Goddammit, nu staff, nu vreau staff, lăsați-mă cu staff-ul. Wow, eu încurc carierele în acest moment. Ok, am încurcat carierele, așa e că le-am încurcat să le ia dracu. Mă doare capul, jur. Haideți să jucăm meciul cu Juventus în acest moment. Cu rezervele, Juventus pe locul 2, erau într-un timp pe locul 8, dar au revenit. Asta înseamnă să fie o echipă mare și dacă și noi suntem o echipă mare, trebuie să revenim pe primul loc, bineînțeles. Lichtsteiner acolo, Dybala deviază bine, este liber acolo, însă Sportiello e într-o formă de zile mari, jur, omul ăsta ne-a dus calificarea. Într-un fel sau altul și iată și aici ce intervenție briliantă. Minge acum la Martin Odegaard cu stângul lui magnific. Pune o pasă briliantă spre Munir. Munir acolo, Munir cu șutul. Neto prinde atât de ușor. Alexandro Pogba, iar acum Marchisio. Este acolo de Neyer, depășit apărarea, Dybala liber. Sportiello face episodul vieții sale. În episodul ăsta Sportiello a fost Dumnezeu. Hai mă, serios!
Munir se accidentează în acest moment. Bă, dă un căcat de tre... Ce ne facem, bă? O să-l bag pe ăsta, pe catargiu. Măcar să băgăm un român dacă tot... Incredibil. Munir se accidentează acolo după un duel. Cade pe braț și cred că la braț s-a accidentat, sau? Sau de la abdomen. Se ținea de abdomen sau de braț? Nu mi-am dat seama. Munir, din păcate, bă, asta îmi trebuia, bă. Într-o perioadă în care... atât de aglomerată, bă, se accentează tocmai ăsta, care era refăcut pentru acest meci. Atunci o pasă lui Catargiu. Odegaard direct în Chiellini trage. Origi. Oh, doamne. Bonucci se încurcă acolo, dar totuși rezistă ăștia. Mingea la Mandzukic, iar acum James. Ăla-i Rodriguez. Ai de pula mea, Rodriguez, șutează Sportiello, nu-mi vine să cred. Sportiello îi regele echipei în acest moment. Cum a scos șutul ăla al lui James Rodriguez? Știu că zice James, dar îmi place James. James sună homosexual. Și sună și urât totodată. Probabil un ultim atac pentru ăștia sau nu? Se termină meciul 0-0, Alvaro Morata a intrat pe final, dar n-a fost în stare să înscrie împotriva mea într-un final. Cel mai bun om al meciului, fără doar și poate, Sportiello. Omul a scos niște baloane imposibile. Sportiello ne-a ținut în joc în meciul ăsta și mulțumim pentru acest punct. Pentru că altfel n-aveam ce să fac cu rezervele, e greu versus Juventus. Juventus rămâne Juventus, chiar dacă într-un timp era o echipă destul de slabă în campionat. Rămânem pe locul 3, la un punct de ei. Și Roma în spatele nostru la un singur punct. Putem cădea pe loc de Europa League și asta nu-mi place absolut deloc. Dar bine că avem meciuri mai ușoare în cele ce urmează, în episoadele ce urmează. Meniul din nou nu merge, că de ce dracu? O să simulăm antrenamentele sau nu? Oh, o să înțeleg că ăștia s-au obosit și de-aia. Ok, quit atunci. Avansăm. Probabil au din aia prea... Munir. Accidentarea lui Munir. Am uitat de ea. Marțial, My Roller Club, n-ai jucat un meci când aveai jumate de stamina și întreb de My Roller Club, ești nebun? Două luni, Munir, ai de până totul merge pe dos în acest moment, jur. Ce la Noglu și... Bă, deci ăștia sunt handicapați mental, jur. Să-mi bag cu la jocul ăsta, e retard. Oamenii care joacă în cele mai importante meciuri și aproape în fiecare meci, iată ce spun, My Roller Club. Ăștia vreau să-i bag cu jumătate de stamina în meci, serios? Sunt sănătoși psihic? Aparent, nu. Sunt plecați la național ăștia, mă, de aia nu mergea să-i bag. Hai de capul meu. Origi. Sharp shooting, prietene, pentru că ai nevoie de șuturi. Ești pământ, pământ la șuturi, jur. Ești oribil. Pe tine te bag la beat your man, pentru că asta îți trebuie altceva. Oricum, probabil să pleci și tu, ai... Ai, bă, dezamăgitor. Îl băgăm pe Baboescu aici. La Beat Your Man. Beat Your Man. Simulate all. Simulating all. Ok, Baboescu aproape să facă 69 overall. Se apropie ușor, ușor românașul nostru. Catargiu a debutat și el. Suntem în martie 2018. În acest moment a trecut ceva timp de când am început cariera asta. Este al treilea sezon, dacă nu mă înșel. Hai să simulăm din nou astea. Băgăm aceiași oameni, de ce nu? Bakic, 80 overall în sfârșit. Bravo, băi, Bakic. Unul dintre cei mai constanți jucători. Chiar îmi place Bakic. Nimic de zis. Și să sperăm că să ajungă următorul, nu știu, Kijna. Nu Kijna. Cine dracu era să ajungă următorul? La 80 overall. S-au ajuns deja, nici nu mai știu. Roncaglia. Ăsta vrea să fie vândut, aparent. Ok, dă-te dracu, oricum Roncaglia nici nu mai intra în discuțiile echipei. Urmează aici Genoa. O simulăm data viitoare, o să jucăm turul și returul cu Everton. Deci data viitoare vedem dacă mergem mai departe în Europa League. Da, asta o să facem și cam atât pentru astăzi, băi și fete. Eu sper că v-a plăcut episodul. Ca de fiecare dată, eu am fost Quake. Ciao,